Slăvit să fie Domnul! În aceeași idee citesc din Fapte 1 cuvântul care spune până la versetul 11 în felul următor: Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis: El ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să vă reașezați. Din toată inima să spunem: slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Foarte scurt, vă aduc salutările familiei mele, a soției mele, a celor 9 copilași, de asemenea a fraților și surori de pe Valea Buzăului, din județul Buzău, unde slujim Domnului. Domnul să vă binecuvânteze! În această zi, pentru că timpul este înaintat, vreau să ne oprim asupra cuvântului și asupra Scripturii și să ne uităm la ceea ce Domnul Iisus a rânduit pentru biserica Lui. Domnul Iisus n-a promis că biserica lui va avea clădiri frumoase, mari, măcar că, iată, avem nevoie de spații mai mari și asta nu este o problemă. Spunea un frate că sunteți la, parcă, în parcare, că e mai înghesuială. Eu m-aș bucura la mine să fie înghesuială, că noi avem biserică, dar nu prea puțin frați. Dacă sunteți mulți frați, lăviți să fie Domnul. Asta e un lucru bun. Dar Domnul n-a promis pentru biserica lui clădiri mari, pompoase, măcar că în ziua de astăzi și în cultul pentecostal se construiesc niște clădiri. Undeva am spus într-o biserică: fraților, dacă ne dați măcar zeciuiala din ce băgați voi în clădirea asta, noi în Buzău facem vreo 10 biserici, bisericuțe. Dar numai zeciuiala, ce ați băgat voi mult peste, da. Dar Domnul nu asta a promis bisericii lui. N-a promis Dumnezeu, cum avem o cântare, El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale, deși nouă cum ne place calea lui Hristos. Păi noi avem o cântare care spune: în cer pe flori, dar dumneavoastră cum vreți să ajungeți în cer? Vă spun eu, pe flori vrem să ajungem în cer. Că numai ne înțapă cineva, ți-a pus un trandafir sub picioare și ăsta are și floare frumoasă, dar are și țepi. Și sare în sus și chem comitetul, fac scandal, gata să vină că e bai. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-au dat. Dar dacă Domnul a rânduit așa și ne bucurăm de clădiri și ne bucurăm de spații unde ne putem strângem, slăvim numele Domnului pentru aceasta. Însă nu asta a promis Dumnezeu. Și uitându-ne în Sfânta Scriptură, ceea ce a promis Domnul Iisus înainte să se înalțe la cer, cu ultimele cuvinte, cea mai frumoasă promisiune, cele mai frumoase promisiuni, spune cuvântul Domnului, în versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis: El ați auzit-o de la mine. Și care e făgăduința aceasta? Că noi am vrea să avem parte de multe făgăduințe. Ne-ar place așa, eu ascult de multe ori când Domnul vorbește, îmi place foarte mult să ascult când Domnul vorbește cuiva printr-o prorocie. Îmi place mult să ascult la alții, pentru că de cele mai multe ori și eu am de învățat din ce spune Domnul. Și Dumnezeu promite uneori și spune: măi, am să te binecuvântez, am să-ți dau un dar. Și câte unul deja se vede cu mașină, cu casă, cu etaj. El n-a înțeles promisiunea lui Dumnezeu. Întrebam pe o tânără căreia Domnul i-a promis că vrea să-i dea un dar. Și după vreun an am întrebat-o, auzi, mai știi ce ți-a spus Domnul? Da, mai știu. Ai primit din partea Domnului darul? Încă nu. Dar ai făcut ceva în privința asta? Păi nu prea am făcut. Adică dacă Domnul îți vorbește că vrea să-ți dea un dar, păi înseamnă că trebuie să te sfințești, trebuie să te pui deoparte pentru Domnul, să intri într-un timp de post, de rugăciune, ca să pregătești calea Domnului, astfel încât Domnul să poată grăbi în împlinirea făgăduinței Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Gânduri de pace am pentru voi, gânduri de pace și nu de război, deși Domnul anunță tot mai des în ultimele luni că vine războiul. Dar Domnul nu asta vrea pentru România. Chiar azi ascultam o lucrare care a fost, în care Domnul spunea că dacă poporul lui Dumnezeu nu se va ruga și nu va posti și nu va intra la rugăciune, se va auzi până la marginile pământului despre România și nu în sens bun. Cum s-a auzit, amintiți-vă cum s-a auzit despre Ucraina, când au intrat și au făcut acolo ce au făcut rușii. La fel se poate auzi și despre România. Ce trebuie să facem? Să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne o inimă în felul acesta. Doamne, ajută-ne! Iată, dragii mei, făgăduința Domnului Iisus. Pentru vremea aceasta, pentru vremurile care vor veni, pentru orice fel de vremuri, făgăduința Tatălui. Spune Biblia că și Ioan, versetul 5, a botezat cu apă. Dar voi, și iată făgăduința, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu știu dacă ați avut stăruință sau dacă veți avea stăruință după Duhul Sfânt. În bisericile penticostale de astăzi, tot mai puțin se face stăruință după Duhul Sfânt. Avem campanii de evangelizare care sunt bune și sunt frumoase. Avem tot felul de zile speciale și invitați și chemăm. Și nu îi spun eu că este rău, dar făgăduința Tatălui pentru biserica Lui. Nu-i că va ridica păstori cu renume, nici că va ridica proroși cu renume, nici că va ridica cântăreți cu renume, și făgăduința Tatălui pentru biserica Lui este că într-o zi va boteza cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! De aceea noi trebuie să ne întoarcem la această lucrare, să o dorim, să lucrăm, să pregătim terenul astfel încât Duhul Sfânt să poată veni. Trist este că în multe biserici astăzi nu se mai pune accent pe stăruința după Duhul Sfânt. Ba, din nefericire, chiar de pe băncile școlilor teologice, și o spun cu mare tristețe și mare durere, ies tot felul de învățători care spun, auzi tu, când ai crezut în Domnul Iisus și te-ai întors la Domnul, Domnul atunci ți-a dat și Duhul Sfânt, gata, te-a botezat, ești botezat, ești plin, nu mai ai nevoie de altceva. Oare așa spune Biblia? Și noi am ajuns să ne depărtăm tot mai mult de lucrarea aceasta a botezului și a plinătății Duhului Sfânt. La un moment dat, și îmi vine acum în minte, striga omul lui Dumnezeu, prorocul Ieremia, în capitolul 2, în felul următor. Versetul 10, treceți în ostroavele Chitim, priviți, vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. 11. Și-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezeii. Dar poporul meu, și observați ce spune aici, versetul 11, poporul meu și-a schimbat slava cu S mare. Cine-i slava lui Dumnezeu? Vă spun eu, Duhul Sfânt. Poporul meu și-a schimbat slava. Și striga Dumnezeu prin prorocul Ieremia cu o inimă sfâșiată de durere, că poporul care spune, Doamne, Doamne, și-a schimbat slava. Și în loc să caute fața lui Dumnezeu, spune, și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mai departe spune versetul 13, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Știți că există un păcat dublu? Păcatul îndoit, păcatul de două ori mai mare, nu doar că m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Și asta e mare păcat. Și biserica penticostală de astăzi s-a cam îndepărtat de izvorul apelor vii. Dar nu ăsta e cel mai mare păcat, este un păcat mai mare. Că dacă te-ai depărtat și începe să-ți fie sete și simți nevoia de apă, te întorci la izvor. Există șansă să te întorci la izvor, dar nu te întorci la izvor dacă se întâmplă și al doilea păcat. Și anume, și-au săpat puțuri, fântâni, puțuri crăpate care nu țin apă. Și atunci ai impresia că vii la biserică, ai fost la închinare, dar închinarea aceea n-a produs în viața ta ceea ce vroia să producă slava lui Dumnezeu. În momentul în care un popor stă față în față cu slava lui Dumnezeu, nu mai citesc Exodul capitolul 20, când Domnul dă legea de pe munte, capitolul 18, 19 și 20, acolo apare slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, muntele este în flăcări, trâmbița răsună, tunete fulgere, poporul Israel a rămas același? La un moment dat, plin de frică, au spus să nu mai ne vorbească Dumnezeu. Moise, vorbește-ne tu, că vom pieri altfel. Când stai față în față cu slava lui Dumnezeu, slava aceasta produce în tine schimbare și transformare. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și când privești slava Domnului, ce se întâmplă? Pleci acasă cum ai venit. Pleci acasă liniștit. Mă, a fost fain la biserică astăzi, slăvit să fie Domnul, sau zice, mă, n-a fost fain, prea tare a țipat, ce s-a agitat atât acolo? Sau prea tare s-au rugat? Când stai față în față cu slava lui Dumnezeu, se întâmplă acest lucru. Suntem schimbați. Nu vi se pare că tot mai neschimbați suntem în bisericile noastre? Dumneavoastră observați în jurul dumneavoastră biserici care se deschid, oameni care deschid, tineri care deschid biserici, tot felul de biserici. Vii la biserică, poți să vii cum vrei tu, ba dimpotrivă, dacă vii fără batic ești împins mai în față, că parcă asta e problema mare, mă, baticul ăla cât să dispară cât mai repede. Și tot felul de biserici deschise, aleargă oamenii puhoi, aleargă tineri într-o veselie, și aici ne place. De ce? Că nu te schimbă nimeni. Ai venit, te-ai închinat, a fost o atmosferă de închinare, s-au stins luminile prin sală, niște reflectoare s-au aprins și pleci acasă, dar pleci acasă neschimbat. Asta e tragedia. Că dacă n-am avea biserică, dacă nu ne-am fi săpat puțuri care nu țin apă, am avea șanse mai ușor să ne întoarcem la izvorul apelor vii. Dar tristețea și păcatul îndoit este că oamenii nu doar că l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte, ei cântă despre Dumnezeu, ei se închină lui Dumnezeu, dar zice, m-au părăsit pe mine și au săpat puțuri. O formă de închinare. Știți că există o formă de închinare, îmi spune 2 Timotei capitolul 3, dar care îi tăgăduiesc puterea, o formă de închinare, o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de astfel de oameni. Dragii mei, eu nu vă cunosc, sunt prima oară aici, cred că nu cunosc pe nimeni de aici, pot să predic liber. Dacă aveți ceva să vă supărați după predica mea, Duhul Sfânt mi-a dat cuvântul ăsta. Acum, dumneavoastră, cu cine vă certați, asta o vedeți dumneavoastră. Dar, dragii mei, aș vrea tare mult să ne întoarcem la izvorul apelor vii. Să astupăm puțurile noastre crăpate și să ne întoarcem la ceea ce spune Biblia. Pentru că singurul care poate face schimbare în viețile noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Singurul care poate transforma și schimba copiii noștri, care poate întoarce înapoi fiii rătăcitori care sunt pierduți pe cărări străine, este numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Singurul care poate aduce vindecare în poporul lui Dumnezeu, chiar vindecare în trupurile noastre, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! De aceea poporul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă la izvorul apelor vii. Și dacă nu ne vom întoarce, vom pieri de sete, bând din puțuri crăpate și, mai grav, copiii noștri vor muri și ei de sete. Că unii dintre dumneavoastră aici mai în vârstă, unii dintre noi am mai văzut lucrările Domnului. Dar știți că generația aceasta, copiii aceștia care sunt acum 10 ani, 8 ani, adolescenți care cresc copiii noștri, dacă ei nu văd, eu am văzut la bunicu, am văzut în casă, am văzut la părinți, în viețile fraților, am văzut lucrările lui Dumnezeu. Dar dacă ei nu văd în viețile noastre, unde o să vadă? Noi trebuie să ne întoarcem la făgăduința lui Dumnezeu. Și-au săpat puțuri crăpate și Dumnezeu cu inima așa de îndurerată spunea, puțurile acestea nu țin apă. Dar eu am vrut, eram într-o biserică undeva un cuvânt al lui Dumnezeu și Domnul spunea, am lăsat în biserica aceasta să curgă izvorul meu curat. Dar mulți dintre frați și surori, când au venit la biserică, deși izvorul curgea curat, nu s-au aplecat să bea. Ba mai mult, unii au venit cu pietre în buzunar. Au să vii la biserică cu pietre. Nu de astea, de... ai pietre, ai judecată, ai nemulțumire, ai crătire. Lasă-mă că știu eu toată ziua, asta ne vorbește. M-am săturat. Vii cu pietre și spunea, au început să arunce în izvor. Să arunce în apa care curgea. Ne mirăm apoi că prorocul nu mai simte libertate să dea drumul la lucrare. Duhul Sfânt nu mai este liber. De multe ori am fost în biserici unde tot programul e pus pe foaie. La secundă, dacă Duhul Sfânt vrea să spună o prorocie, trebuie să ceară voie păstorului, undeva să-l încadreze în alea două ore, că n-are cum altcumva. Oare nu ne-am depărtat noi? Nu ne-am schimbat noi slava lui Dumnezeu cu lucruri care nu-ți dă niciun ajutor? Asta era durerea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, spunea 2 Corinteni 3:18, când privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Cum se face că astăzi, deși avem biserici, deși avem predici, totuși, tot mai neschimbați suntem. Dumneavoastră observați că în bisericile noastre suntem tot mai mofturoși. Ați observat? Frații și surorile, dacă l-ai mutat de la locul lui, era la locul lui, dacă s-a pus altul pe locul lui, predica nu mai e bună, seara aia s-a distrus complet. Domnule, eu nu mai vin la biserică, mai bine plec acasă. Tot mai mofturoși. Eu luam locul de parcare. Tot mai mofturoși suntem, tot mai nemulțumiți. Cum spunea un frate întrebat, mă, cum a fost la biserică? Bine că am predicat eu, a fost bine că am predicat eu. Dacă nu predici tu, nu-i bine? Suntem tot mai nemulțumiți, mai neschimbați, netransformați. Suntem cu Dumnezeu însă în gură, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Doamne, Doamne, dar facem voia lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la aceasta. Dragii mei, în această seară am pe inimă să ne oprim la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să ne facem o verificare. Cum stăm cu cel mai important lucru din viața noastră? Făgăduința lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt. Face Domnul astăzi o cercetare, așa, niște raze bisericii din Ghiroda. Și pe mine nu trebuie să mă convingeți, că eu oricum plec înapoi și dumneavoastră rămâneți. Dar pe Domnul trebuie să-L convingeți. Este biserica din Ghiroda plină de Duhul Sfânt? Este biserica dumneavoastră acolo la izvorul apelor vii? Sau cumva ne-am săpat puțuri care nu țin apă? Sau cumva tot alergăm la alte izvoare, tot alergăm să bem prin alte părți? Și astăzi pe internet sunt atâtea izvoare otrăvite. Atâtea izvoare otrăvite. Și frații noștri de dimineața până seara stau și ascultă. Unii și în biserică stau pe internet. Și ascultăm și ascultăm la puțuri crăpate care nu țin apă. Dumneavoastră observați că au putut duce frații noștri pocăință. Am sărbătorit în 2022, am sărbătorit 100 de ani de penticostalism în România, nu-i așa? Și foarte interesant, au reușit bătrânii noștri de acum 80, 90, 100 de ani, eu nu știu cum au reușit să ducă pocăința fără fratele YouTube. Cum au reușit? Cum au reușit să țină pocăința neascultând predici pe YouTube? Că noi astăzi, dacă n-ascultăm pe YouTube predici, nu suntem sănătoși. Îmi zice un frate, și eu adorm, mă scol și adorm cu fratele Codare. Și frate, plâng când ascult, așa plâng de numai. Au venit niște frați să-l pună deoparte, că a făcut niște prostii, era seara la bătaie. Mă, dar toate predicile alea care le-ai ascultat, tot ce ai ascultat și ai plâns, Nu te-au schimbat. Nu, că spuțuri crăpate, care nu țin apă. Izvorul apelor vii nu-i pe internet, e aici. Aici e izvorul apelor vii. Dar dumneavoastră observați că noi nu mai citim Biblia? Dumneavoastră observați, copiii noștri nu mai au, parcă nu mai au Biblie? Uneori nici nu mai venim cu Biblia la biserică. Dar telefonul e nelipsit. Păi cum să fim fără telefon? Cum spunea un frate, dacă merge un adolescent la toaletă și dacă face pe el și uită telefonul, fuge înapoi după el. Nu merge fără telefon. Dar cu Biblia cum suntem? Noi nu mai citim Biblia, frații mei. Întrebam pe cineva, mă rog, am mărturisit de și am mărturisit și spune, auzi, dar tu citești din Biblie? Întrebam pe un tânăr, tu ai timp de părtășie cu Domnul? Da. Păi și ce faci în timpul tău de părtășie cu Domnul? Ascult pe fratele X. Dar ce ascult? Biblia nu o citești. Frate, dar nu prea am timp. Dar ascult. Păi și cu ce te ajută? Frații mei, noi trebuie să închidem YouTube-ul acesta și predicile pe internet, să ne întoarcem la predica Duhului Sfânt, la lucrarea Duhului Sfânt. Uitați-vă aici în Scripturi. 2000 de ani a mers biserica fără internet. Eu lucrez pe internet, eu lucrez în IT. Eu știu ce înseamnă internetul. Dar parcă nu mai putem fără internet, fără predici pe internet. Să apărem și noi acolo pe sticlă. Îmi spune, la un moment dat spune fratele Ioan Botezătorul, când l-au întrebat, auzi, cine ești tu? Păi, dacă mă întreba pe mine, păi știam ce să spun cine sunt. Păi, spune câte un frate, eu sunt doctor, reverend cu tare. Auzi, zice Ioan, îl întreabă, auzi, ești Hristosul? Nu. Ești Ilie? Nu. Eu vă întreb, era Ilie? Era venit în Duhul și puterea lui Ilie. Ești Ilie? Nu. Ești prorocul? Nu. Dar cine ești? Mă, trebuie să dăm un răspuns. Cine ești? Spune-ne cine ești. Eu sunt glasul. Dumneavoastră când ascultați pe internet, eu vă garantez că ascultați mai mult cu video. Sunt predici bune pe internet, puține, bune, unele sunt fără video. Uitați-vă câte vizualizări au. Foarte puține. Domnule, trebuie să vedem. Dacă nu vedem, nu suntem sănătoși. Spunea Ioan, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Oare noi am vrea să mai fim numai un glas? Dacă ați transmite numai audio, oare câți v-ar urmări pe internet? Vă spun eu, v-ar scădea vizualizările bine. Dar noi vreți să vedem. Dar Ioan zicea, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Mi-aș dori în această seară Duhul Domnului să ne trezească. Amin. Să înțelegem că izvorul ne-a fost lăsat și izvorul a funcționat și funcționează încă și curge încă de 2000 de ani. De la crucea Domnului Iisus pornește acest izvor care curge și astăzi și are aceeași putere, doar că noi am părăsit izvorul și ne-am dus la niște bălți, ne-am dus la niște lucruri, niște puțuri săpate care nu țin apă bună, apă stătută și nu-i prea bine. Ascultați-mă ce vă spun, vine ziua și nu-i departe când toate predicile se dau jos de pe YouTube. Că numai puțin dacă te atingi deja de LGBT și alte lucruri, te închide. Sunt canale ale fraților creștini, nu știu ce canale avem noi frații creștini, dar în fine, sunt canale care dacă spui ceva nu poți să te pună, că închide canalul. Ei, dar vreau să vă spun ceva, ceea ce pune Dumnezeu prin cuvântul Lui în inima noastră nu poate lua nimeni. O să ne ia și YouTube, o să ne ia și predicile, poate ne vor lua și Biblie și ceea ce ai strâns în inima ta, uleiul în candelă, ăla nu ți-l poate lua. Ăla îți va folosi. De aceea în vremea aceasta, întoarce-te la izvor, să ne întoarcem la izvor. Doamne ajută-ne! Iată ucenicii, la porunca Domnului Iisus, spune cuvântul Domnului că le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, în aceeași idee, Luca 24 cu 49, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și ei au înțeles asta și au făcut așa. La un moment dat îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, versetul 6 din Fapte 1, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce le spune Domnul? Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Dumneavoastră vă place să aflați vremurile sau soroacele. De exemplu, doar în pandemie. Doamne, cât au circulat tot felul de teorii ale conspirației. Vaccinul-i semnul fiare, alții că nu-i semnul fiare, alții că să luăm, alții să nu luăm. Tot felul de teorii, tot felul de lucruri, tot felul de prorocii, circulă o vestere. Ați observat acum la ultimele veștile ce au circulat. Măi, n-a trecut câte, ce oră, mă, ce oră, 10 minute s-a ajuns la marginea globului. Roata s-a dus tot. Ce s-a întâmplat, cum a murit. Imediat se aude. Că suntem tare interesați de astea. Și diavolul știe că dacă ne dă să mâncăm de acestea, nu mai avem timp de Scriptură. Păi cum să mai ai timp de Scriptură? Că toată ziua butonez. Am văzut surori în vârstă, abia se uită, dar dau și ele acolo, la short-uri pe internet. Dă-o să uite și ea. Dragii mei, noi trebuie să ne întoarcem la izvorul apelor vii. Poate că zâmbim, dar trebuie să plângem. Că asta e starea bisericii de astăzi și suntem tot mai lipsiți de putere. Cum spunea cineva, frate, 1000 de predici am ascultat și o întreb, ți-a ajutat la ceva? Că la ceea ce am mărturisit nu i-a ajutat la nimic. Dar avem la Catastif 1000 de predici ascultate. Dumneavoastră înțelegeți că nu așa a fost programat, nu așa a fost gândit de Dumnezeu biserica lui să funcționeze, nu așa. Predica este importantă, cum eu sunt predicator și ar fi culmea să-mi denigrez slujba mea. Dar nu predica mântuiește. Nu predica este totul, predica are doar scopul să ne aducă la picioarele crucii lui Hristos. De acolo rămâne omul cu Hristos. Nu omul cu fratele X pe YouTube în fiecare zi, nu așa. Omul cu Hristos în părtășie, când închide tot în jurul lui, când ia Biblia și intră în părtășie cu Hristos și se zidește pe sine însuși și stă în rugăciune și Domnul începe să-i descopere. Spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 14. Versetul 26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța. Măi, cum se face că avem tot mai mulți frați neînvățați, surori, tineri neînvățați? Mă, dar nu știi că n-ai voie să vii cu gumă de mestecat? Frate, nu știu. Dar nu știi că trebuie să fie rochia mai lungă? Frate, nu știu. Dar nu v-au învățat. Întrebam, mă, dar nu v-au spus acolo? Măi, nu ne-au spus. Dar întreb pe cineva, dar Duhul Sfânt ți-a spus? A, dar noi nu avem timp să ascultăm pe Duhul Sfânt, că noi suntem prinși toată ziua să ascultăm pe internet. Dragii mei, Domnul ne cheamă să ne întoarcem, să ascultăm glasul Duhului Sfânt. El vă va învăța și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, 16:13, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Iată ce important este Duhul Sfânt, iată ce importantă e lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, când Domnul Iisus a gândit biserica lui, imaginați-vă, 12 apostoli, 11, apoi intră și celălalt, al 12-lea, că Iuda s-a sinucis. Dar imaginați-vă că Domnul Iisus se înalță la cer și lasă toată lucrarea de evangelizare pentru 2000 de ani înainte pe umerii a 12 oameni fără teologie, neînvățați, nu cu studii în prea multe, unii îl luați de pe la vamă, alții pe la pește, altul era cu Simon Zilotul, cu cuțitul, luați și strângi de acolo. Și lasă toată povara Evangheliei pe umerii lor. Dar nu a fost pe umerii lor. Și le-a spus, auzi, voi rămâneți, dar nu plecați din Ierusalim până când? Până când vine Duhul Sfânt. Că cel care conduce biserica și lucrarea de evangelizare nu-i păstorul, nu-i comitetul, nu sunt, eu știu, la foruri mai mari, Consiliul Bisericesc, ci trebuie să fie Duhul Sfânt, slăvit să-i fie numele. De aceea Domnul Iisus le poruncește ucenicilor aici în Fapte 1, nu plecați până când vine Duhul Sfânt. Și eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ei au stăruit 10 zile după Duhul Sfânt, până când a venit Duhul Sfânt. În cele 10 zile nu erau oameni care trebuiau vindecați în Ierusalim? Nu erau oameni care trebuiau scoși din păcat, nu trebuia vestită Evanghelia? Păi după mintea noastră erau, dar nu și după mintea lui Hristos. Iisus a zis, nu plecați. Știți ce înțeleg eu de aici? Domnul nu are nevoie de noi să-i facem lucrarea Lui după ideile noastre. Păi când matale te angajezi, nu știu, la o companie aici în Timișoara sau unde e fi, și îți dă ce să-l îți dă foaia de lucru acolo, fișa de lucru. Șeful tău sau compania n-așteaptă tu să faci ce spune el după cum crezi tu. Și el zice, uite, vreau să faci asta, astea-s măsurătorile, asta trebuie să faci, nimic în plus. Și faci exact cum este scris aici. Dar noi am ajuns, chiar păstorii, chiar slujitorii, să facem lucrarea Domnului după mintea noastră. N-are nevoie Domnul de asta. El are nevoie de oameni care să se smerească până în pulberea pământului și să accepte să facă lucrarea Domnului după cum gândește Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și cred că Domnul are astfel de oameni și la Ghiroda. Doamne, ajută-ne! Așa vrea Dumnezeu! Domnul nu are nevoie de noi să mergem după mintea noastră. El vrea să mergem de aceea le-a poruncit. Nu plecați! Doamne, dar trebuie să mergem, să vindecăm, să vestim. Nu trebuie! Până când vine Duhul Sfânt, nu plecați niciunde. Unui frate care s-a apucat acolo în zona noastră, i-am spus, măi, uite, după un an, după doi, am tot făcut stăruință, l-am invitat la stăruință, a venit, dar n-a primit. Și am zis după un timp, auzi, frate, eu vreau să te pun la slujire, dar uite, Biblia zice că înainte să poți să slujești, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt, botezat și plin de Duhul Sfânt. Dar ce credeți că nu s-au găsit alți frați care ce au spus? Fii serios, l-a ascultat tu de ăla, așa știi, lasă-l în pace. Lasă-l în pace pe ăla. Poți să slujești, poți să... L-au pus să și să conducă o lucrare. Și câți oare nu sunt astăzi așa în bisericile noastre? Nebotezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Mergem în unele biserici și dintr-un cor întreg, dintre slujitori, abia că nu se roagă nimeni. Și te întreb, Doamne, ce se întâmplă? Rugăciunea parcă e o povară. Dumneavoastră observați că e mai simplu să ascultăm o predică. Poți să asculți o predică o oră pe internet. Ia să te rogi o oră. E ușor? Nu e ușor, este o rogi o oră. Poți să cânți cu fanfara o oră. Poți să cânți. Dar să te rogi o oră e mult mai greu. Poți să slujești, poți să mergi la săraci, să mergi la bolnavi o oră, dar să te rogi o oră nu este ușor. Și totuși nu aici era secretul Domnului Iisus? Nu aici era secretul apostolului? Iată că ei au înțeles. Și spune Biblia că au rămas în Ierusalim, versetul 12 în jos, din Fapte 1, s-au strâns în 13, au ajuns acasă, s-au suit unde de sus, e numere, 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Până în ziua când în Fapte 2, deodată, pe când erau strânși în ziua 50-imii, deodată a venit din cer și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Doamne, mai coboară-te și la Ghiroda. Dragii mei, ucenicii au înțeles ceea ce Domnul le-a spus. Duhul Sfânt este obligatoriu. Cum se face că noi astăzi putem să ne descurcăm fără Duhul Sfânt? Spunea Tozer, dacă Duhul Sfânt ar fi luat din biserică, cele mai multe biserici și-ar continua programul fără să vadă vreo deosebire, vreo diferență. Știți de ce? Că de ani de zile unii merg fără Duhul Sfânt. Dar spune Scriptura, Fapte 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cum se înmulțea? Că mie în Buzău mi-au spus, băi frate Beni, dacă ne lasă să cântăm, au venit niște frați într-o biserică de frați romi, și zic, dacă ne lasă să cântăm așa cum le place la frații romi, că și pe unii de ai noștri i-am oprit să mai facă floricele, că mai ales care au fost cu probleme în spate, numai cum simte că te floricea, îi vine să joace. Zic, măi, pocăiți-vă de asta. Și parcă între românii penticostali a năvălit asta cu lăutăreasca. Doamne, ai milă de noi! Și eu zic, dacă ne lasă să cântăm cum le place lor, păi să umplem biserica. Mă, dar eu n-am nevoie să o umpleți voi. Toți se pocăiesc, zice. Dar eu n-am nevoie să-i pocăiți voi. Că dacă nu-i pocăiește Duhul Sfânt, îmi faceți peri albi, că deja am început să am peri albi. Că după aceea numai trebuie să îi pui deoparte, să mergi la ei ăștia, să certăresc. Că dacă nu schimbați de Duhul Sfânt, cum să fie? Îți putem să-i botezăm. A intrat în apă uscat, iese ud. Atât. Dacă nu-i schimba, dacă el n-a stat față în față cu slava lui Dumnezeu, dacă n-a căzut în pulberea pământului într-o zi, să fie schimbat de puterea lui Dumnezeu. Da, el este botezat. Da, el este membru, el intră la cină, dar este neschimbat de puterea lui Dumnezeu. Nu așa vrea Dumnezeu să se înmulțească biserica. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Hai să vă dau doar un singur exemplu. Un om pocăit de Duhul Sfânt, convins de Duhul Sfânt, 1 Corinteni 14, mă gândeam că avem timp să intrăm aici, dar nu avem timp, asta nicio șansă. 1 Corinteni 14, 23, dacă s-a luat toată biserica la un loc, toți ar vorbi în alte limbi, și măi, n-ar zice că sunteți nebuni. Dacă toți prorocesc, 24, și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Mai departe, tainele inimii lui sunt descoperite și ce va face? Dumneavoastră observați că la evangelizările noastre nu mai ne rugăm în comun? Mă, dar e deranjant pentru prieteni. Mă, dar cum să strigăm? Oricum nu mai prea strigăm noi așa la rugăciune, că ne-am lăsat de mult de a striga. Strigă către Domnul, spune o cântare. Unii n-au înțeles. Către Domnul nu strigă la ajutor, strigă către Domnul bărbatul ei, cum spunea despre Sara, nu? Că Avram era domnul ei. Acolo strigă. Dar către Domnul nu strigă. Păi, dragii mei, uitați-vă, și va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi ce? Mă, ce fain o fost la biserică. Măi, cum au cântat corul acela, fanfara aia voastră, extraordinar cum au cântat. Într-o zi a fost o femeie la noi la biserică și când a plecat am întrebat-o cum i s-a părut. Și a zis, domnule, mi-a plăcut, am să mai vin. Am plecat și am plâns. Am zis, dacă atât a rămas după o slujire, ei vai de mine. Iată, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cine l-a convins? Care muzică l-a convins? Care predicator l-a convins? Duhul Sfânt l-a convins. Ei, un om din acesta, ăsta rămâne în biserică. Că e adus de Duhul Sfânt. Care îi aducem noi cu lăutărească, trebuie să-i ținem cu lăutărească până murim și noi și ei. Că altfel pleacă din biserică. Nu avem nevoie de asta. De aceea, când se cântă, cât mai simplu trebuie cântarea, ca să se coboare Duhul Sfânt. Dacă fur eu vă slava Domnului, păi ne lasă Dumnezeu cu slava noastră, cântăm, răgușim și nu-i nimic în urmă. Doamne, îndură-te de noi. Dragii mei, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru apostol, dumneavoastră observați, pentru Domnul Iisus, botezul cu Duhul Sfânt nu era ceva opțional. Dumneavoastră observați? Și le-a poruncit, păi unde poruncă nu mai merge că îmi convine, nu-mi convine. Le-a poruncit să nu se depărteze. Dar dumneavoastră observați că pentru noi stăruința e opțională. Noi am făcut stăruință într-un an, într-o biserică și am anunțat pe toți frații din biserică unde slujim, ne-am strâns la un loc și cred că vreo o lună jumate am anunțat dinainte, măi, atunci avem stăruință, pregătiți-vă, oricum cu un timp înainte, nu mai rețineți, da? Și în prima seară de stăruință, pe prima bancă, acolo, în primul rând, la bărbați, un frate care nu era botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, el nu iese în față la stăruință. Mă duc la el și îl întreb, frate, dar tu nu stăruiești? Frate, știi, n-am avut timp să mă pregătesc. Mă, interesant. Vă anunțăm de o lună, de două, nu știu, dar vă anunțăm din timp. N-ai avut timp să te pregătești. Dar dacă vine colegul tău, fratele tău, zice, auzi, merem la un pește. Mă, nu-i trebuie 10 ori, o și găsim râmele degeaba. Pleacă-i așa, pleacă la pește, la vânătoare, nu știu pe unde. Fiecare ce hobby-uri are. Imediat, la un fotbal. Nu zic, băi, dar trebuie să mă lus cu o lună înainte. Merem la un fotbal. Pocăiți, nu mai merg la fotbal, Doamne ajută-ne. Cam greu să spunem amin la asta. Dar, dragii mei, pentru ei așa a fost. Era porunca lui Dumnezeu. Nu era opțional. Măi, n-am avut timp să mă pregătesc. Am fost într-o biserică, că spuneam despre predici și predicatori. Biserică, zic eu, la 200-300 de membri și fratele de acolo îmi zice, frate, am făcut stăruință. Și atunci când am anunțat frații să vină la stăruință într-o seară, dintr-o biserică de 200-300 de membri și am fost eu cu încă doi frați la stăruință. Și eu le-am spus la frați că știam cum a fost. Zic, așa-i că atunci când a venit fratele Cristi, n-ați încăput în biserică, așa-i frate. Păi se rup balcoanele, aducem scaune de la vecini, aducem bănci, nu mai încap în biserică. Și la stăruință n-ai cu cine să te rogi. Și eu vă întreb, am înțeles pocăința? Nu, n-am înțeles-o. Ne-a sucit diavolul privirile. Păi, dragii mei, ceea ce dă putere nu-i predica. Predicare menirea doar să ne atragă la Hristos. Puterea o dă Hristos prin Duhul Sfânt, Fapte 1:8, și voi veți primi o... Când? Mai când va veni? Păi cum se explică altfel că frații noștri care n-au avut predicatori de renume au dus pocăința 100 de ani în România? Și noi cu cei mai mari nume de predicatori, nu știu dacă mai ducem 20 de ani, ci 100 de ani. Că noi și-am sărbătorit în 2022, nu ne-am sărbătorit, noi am sărbătorit ce-au făcut frații noștri de acum 50, 60, 80 de ani, dar peste 100 de ani strănepoții noștri vor avea ce să sărbătorească ce am făcut noi. Dom'le, am ascultat predici pe internet, asta am fost full. Haideți să ne întoarcem la izvorul apelor vii. Așa spunea Domnul Iisus. Le-a poruncit și apostolii au înțeles. Pentru dumneata, frate, soră, tânăr, când se bine în fanfară, slavă Domnului, ești plin de Duhul Sfânt. Au apărut astăzi bisericile, eram într-o biserică și după ce au cântat o trupă de asta de închinare, mă rog, nu mai zic nimic, o trupă de închinare, ne-au chemat la rugăciune. Eu am fost bucuros. Nu prea am fost bucuros de cum am cântat, dar am fost bucuros cum la rugăciune. Da, toată biserica în picioare la rugăciune. Și când noi ne punem la rugăciune, ei ne-au chemat la rugăciune, mă, ei nu se roagă. Eu pot să tac, dar și eu am o limită. N-am putut să mai tac, le-am zis la predică. Ce mă, voi ne-ați chemat la rugăciune și voi nu v-ați rugat. Unul cânta la chitară, unul cânta la nu știu ce. Păi dacă ne-ați chemat la rugăciune, păi rugați-vă cu noi. Dar nu mai ne trebuie rugăciune. Observați că în bisericile acestea care îi plin pe internet, rugăciunea este un minut, două, și în timpul rugăciunii încă merge chitara, merge nu știu ce, orga, că nu avem nevoie de rugăciune, cât mai repede să vină următoarea cântare. Și se cântă 45 de minute și rugăciune 2 sau 3 minute, care numai rugăciune nu este. N-am schimbat noi izvorul apelor vii? Cum era la frații noștri? Dar hai să nu zicem doar la frații. Cum era în Scriptură? Și ei stăruiau în învățătura apostolilor frățească, frângerea pâinii și în... Noi cum am ajuns să stăruim în cântare? Observați? Am ajuns să stăruim în cântare. Rugăciunea așa a ajuns cenușăreasa bisericii, pe aici pe acolo care se mai roagă. Apostolii nu așa au fost. Și Domnul nu așa a gândit biserica lui. Și când a spus cum va trebui să funcționeze biserica lui, a spus, voi nu vă depărtați până vine Duhul Sfânt și veți primi o putere. Și apostolii au înțeles lucrul acesta. Dragii mei, ați vrea în seara aceasta să ne întoarcem către Dumnezeu? Amin. Să spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Mi-ajunge cât am ascultat, nu mai vreau să ascult, vreau să citesc Biblia, vreau ca Tu să-mi vorbești, vreau ca Tu să-mi descoperi. Și eu am mai ascultat predici și eu, oricum auzim predici la biserică și eu vă spun, cât Domnul vă da ești prin frații e suficient. Că oricum, la cât de multe predici ascultăm noi, ăștia de top, când vine câte un frate mai slăbuț aici din biserică și urcă la amvon, unii deja cască. Ja, știu ce predică fratele. Știți că spunea cuvântul Domnului în 2 Timotei, în capitolul 3, în capitolul 4, versetul 3. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, își vor gândi la urechile și își vor da învățători după poftele lor. Hai să vă întreb ceva. Când scrieți pe YouTube, pe cine scrieți să ascultați? Unul care vă place sau unul care nu vă place? Vă spun eu. Unul care vă place. Își vor da învățători după poftă. Nu-l ascult pe ăla, numai nu ne mustră, numai atâta știe să taie noi. Nu ne place. Și când vine, când Domnul trimite un predicator care taie mai tare, și mă, ce-a pățit fratele ăla? Ce s-a întâmplat cu el? Așa ne bosunflăm, așa. Dragii mei, mai de mult asta era normalul. Dar noi am ajuns să ascultăm doar ce ne gândi la urechile. Eu nu spun să nu ascultăm o predică bună și sunt câteva bune, dar atenție că sunt multe lucruri otrăvite, foarte multe lucruri otrăvite. Nu de mult cineva a fost, mă dați pe internet, iar o să am probleme, nu mai zic. Și am făcut un lucru. Gata. Dragii mei, dacă ne vom întoarce la Duhul Sfânt, vom fi binecuvântați. Când slava Domnului se va arăta în bisericile noastre, nu-i nevoie de multă predică, nu-i nevoie de multă cântare, dar va porni un foc în biserică și biserica va începe într-o rugăciune. Eu am văzut tineri schimbați la stăruință. Eu am văzut la noi, la Sapucăit, o femeie a venit la biserică la o seară de stăruință, din câte știu eu, prima oară când a venit la biserică. La o seară de stăruință. Noi așa ne luptăm să nu vină nepocăiți la stăruință. Ba să vină, că dacă e de la Domnul, Domnul pocăiește, Domnul schimbă acolo pe loc. Ăla nu mai pleacă din biserică. O soră a venit la stăruință, dintr-o dată a ridicat mâinile sus, a căzut, nu era pocăită, a căzut în genunchi, pe loc Domnul a iertat-o, a botezat-o cu Duhul Sfânt, i-a dat și dar. Și astăzi are dar din partea lui Dumnezeu. Dar cine face asta? Păi dumneavoastră observați că noi cu 3000 de predici abia împocăim pe unul? Și Petru cu o singură predică se întorc 3000? De ce? Păi era Duhul Sfânt. Nu Petru convingea oamenii, ci era Duhul Sfânt care convingea. Și noi de multe ori nu mai putem. Și nu avem, e așa de greu să mai spui ceva, să mai faci ceva, pentru că am ajuns tare mofturoși. Vrem doar așa să ne perieze, frații, nu vrem să se, așa cum mănuși să fie cu noi. Mi-aș dori tare mult să ne întoarcem la lucrarea Duhului Sfânt. Când eram cu ani în urmă la Arad, erau niște fanfariști acolo care erau nenăscuți din nou și, mă rog, erau la fotbal mult, așa mai departe. Dar au stat frații de vorbă cu ei. Doamne, cât au stat de vorbă, te-au pus deoparte, dar n-ai avut pe cine, că ăștia când au prins fotbalul, prinși de fotbal, n-ai ce să faci. Alții sunt prinși cu altele, alții cu seriale, alții cu filme, așa mai departe. Dar într-un timp de stăruință s-a întâmplat ceva. Au intrat fiecare pe rând la mărturisire și în decurs de câteva seri, nu mai rețin exact, peste, dacă nu greșesc eu, 30-40 au fost botezați cu Duhul Sfânt. Credeți că o trebuie să le mai spună frații să plească cu fotbalul? Ce n-au reușit frații cu ore de consiliere și de mostrare, a făcut Duhul Sfânt într-o singură oră. Slăvit să fie Domnul! De asta are nevoie biserica. Într-o zi, tot ceea ce am strâns, asta a fost doar introducerea, dar dacă mă apuc la cuprins, nu mai terminăm în grabă. Închei aici. Într-o zi, tot ce pe care te proptești tu, totul se ia, să știți. Vom rămâne fără nimic din toate astea, și fără fanfară, și fără cor, vei rămâne și fără fratele păstor, vei ajunge tu singur. La noi o soră, când a fost pandemia, a fost luată cu izoleta, dusă în spital, săptămâni întregi, nimeni n-a avut acces la ea. Va veni ziua când toate proptele tale și ale mele se iau, vei rămâne cu unul care nu ți-l poate lua nimeni, dacă l-ai acum, cu Duhul Sfânt. Ei, în momentele acelea, Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Tot ceea ce a spus Domnul Iisus te va ajuta, te va călăuzi, te va întări. N-are nevoie biserica de predicatori mai buni, mai mari. N-avem nevoie de cântăreți mai buni, mai mari. Nu trebuie să fim la un oarecare nivel, nu. Trebuie să-i cântăm Domnului din inimă, dintr-o inimă neprihănită. Și Domnului mulțumit, slăvit să fie Domnul. Dar are nevoie biserica astăzi de oameni rugăciunii. Când vă veți strânge la rugăciune, veți fi tot așa de mulți, bineînțeles că frații vor pleca, dar dumneavoastră de aici, veniți la stăruință. Așa, aveți inimă pentru stăruință, eu nu știu, dar Domnul vine aici să boteze, Domnul vine să umple, să dea daruri. Oare tinerii din fanfară, frații acești tineri minunați, oare sunteți la stăruință pe lângă trompetă ce cântați voi să dea Domnul și un dar de prorocie? Păi asta este important. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, lucrează și Domnul să reverse peste biserica Lui Duhul Sfânt. Amin.